1100 de kilometri a parcurs caravana BCR Tenis Partener pe distanța București-Arad și retur la bordul Citroen C5, mașină oficială pentru turneele Platinum. Ocazia, cel de-al treilea mare șlem din circuit, Cupa DPD, care s-a desfășurat pe malul Mureșului la CS Tenis Profi. Ideea de a călători din pasiune pentru tenis, dezvoltată încă de la Platinumul anterior, de la Cluj-Napoca, s-a împământenit la Arad. Mulți jucători se imaginează de acum adevărați profesioniști în drumul dintr-un oraș într-altul, de la un turneu la altul, drumul spre victorie, spre marele trofeu. Așa că 12, 15 sau chiar 18 ore cu mașina nu-i mai sperie. Pentru că spiritul competițional le-a intrat în sânge, mulți au descins în grup cu prietenii în Banat. Între 22 și 25 iulie, pe primul plan au pus hobby-ul și competiția în circuitul BCR Tenis Partener. Pe cel mai departe până acum fusesem la Brașov. Am mai fost la turnee în provincie, am fost și la Craiova, am fost și la Slobozia, și la Cernavodă, și la Mangalia, dar totuși în 2-3 ore de București. Asta e cel mai lung drum pe care l-am făcut pentru tenis. Mi-a fost foarte frică să nu pierd în primul tur și după aia să-mi blestem zilele că am venit până aici degeaba. Dar uite că măcar am trecut de primul tur, deci primul obiectiv e îndeplinit. Dacă trec și de turul 2, înseamnă că mi-adaug și puncte în clasament, deci deja e un succes participarea mea la turneu. 18 ore de condus, cred că. Deci de-abia aștept frumos să mănânc acum și să mă întind un pic în pat. Adversarul următor trebuie să mă aștepte un pic, chiar dacă vrea să joace imediat. Italianul Sergio Turini a descoperit familia BCR Tenis Partener cu ocazia Cupei Lenovo de la Cluj. E așa de încântat de experiența în circuit încât simte că s-a născut a doua oară. Aradul nu era departe, așa că benvenuto, signor Turini. Uite, mi-a reluat pasiune, mi-a redeschis pasiune pentru a juca tornei, mai ales că experiența a fost plăcută la Cluj, un torneu Platinum. Am mai jucat încă două tornei la Cluj și acum n-am putut să ratez acest Platinum la Arad. În turneu au evoluat inclusiv reprezentanții sponsorului DPD, aflați la prima experiență în BCR Tenis Partener. Avem 3 colegi înscriși la nivelul 6 și un coleg la nivelul 5. Așa este. Și, nu știu, să sperăm că vom trece de primul tur. Avem mare emoție. Aseară deja am avut o ședință, un mic brainstorm. Am spus, ne-am gândit cum să jucăm și... Prima idee a fost că poate vom avea și noi un jucător care să treacă de primul tur. Nu le-au ieșit socotelile fiind eliminați in corpore, dar nu victoria cu orice preț era scopul participărilor. La cel din tâi Platinum, unii au strâmbat din nas și s-au întrebat ce să caute fetele cot la cot pe același tablou cu băieții. Atunci sexul frumos a căzut pradă din primele tururi părții masculine, însă trecerea timpului a dovedit că modulul femei contra bărbați atrage, funcționează și chiar surprinde. La Arad, Cristina Zarzără la nivelul 6 și în special Anca Iamandi, campioană la nivelul 7, au impresionat. E o mare plăcere să ai bărbații la picioare. Nu, a fost foarte greu, foarte greu. 7 meciuri destul de intense, dar sunt fericită că am reușit să câștig acest turneu. Cred că am venit mai mult de a mă simți bine și de a mă distra, de a juca, pentru că mi-a fost drag tenisul dintotdeauna și mă bucur că am și reușit să câștig, lucru care nu-l speram, având în vedere că condiția unei doamne de 30 și fizică nu prea mai este în etapele de sus. În BCR Tenis Partener nu contează sexul, nu contează vârsta, iar orice obstacol poate fi trecut, inclusiv cel constituit de dizabilități de ordin fizic. Timișoreanul Bogdan Adrian Marcu nu poate vedea cu ochiul drept, fapt ce nu îl împiedică să joace la un nivel foarte ridicat. Nu degeaba se spune că atunci când devii specialist într-un anumit lucru, îl poți face și cu ochii închiși. Forehand-ul lui Adrian stă mărturie, ca și întregului parcurs de la Arad, unde a ajuns până în semifinale. De învins, l-a învins chiar Anca Iamandi, dar cele 400 de puncte obținute i-au fost suficiente pentru a-l propulsa în fruntea clasamentului de la nivelul 7. Am început sportul când nu aveam niciun fel de probleme, acum practic îl continui, l-am reînceput după deschiderea circuitului BCR. Am renunțat pentru 10 ani la tenis, acum am reînceput. A fost mai greu la început până m-am obișnuit cu vedere monoculară, mai ales mingea, la voleu, dacă nu cade în fața mea, mi-e dificil să apreciez distanța față de ea, dar după antrenamentele din iarnă și de vară asta am început să-mi revin și să nu mai simt diferențe față de jocul anterior. Cazul lui Bogdan Adrian Marcu nu e singular. Și el și Valentin Maxim ar putea reprezenta cu succes România la Jocurile Paralimpice. Lui Valentin, apetitul pentru tenis i s-a deschis de cum a pășit ca spectator pe porțile CS Tenis Profi.
nu are mâna dreaptă, dar chiar și așa a început să practice tenisul. Atmosfera de la Platinum l-a convins imediat să se înscrie în BCR Tenis Partener. Da, din păcate viața așa se întâmplă, ți-i cu ocolișuri, cu greutăți, dar trebuie să te adaptezi și să, când îți dorești ceva, depășești clipele alea de handicap sau ceea ce te frământă. Ce alte sporturi mai practici? Mai sunt antrenor internațional de arte marțiale, am câteva titluri, chiar și mondial și europene. Am un club care îl mențin, de fapt mai câteva cluburi, dar unul care oficial îl antrenez. Uitați-vă bine la el, la aspectul fizic, la gesturi, la deplasarea pe teren, chiar și la execuții. Cu cine din circuitul profesionist l-ați asemui? Răspunsul nu e greu deloc, iar timișoreanul Ovidiu Păunescu se arată amuzat de comparația cu liderul mondial. Rafael Nadal este stângaci, eu joc cu dreapta, într-adevăr foarte mult îmi spun acest lucru. Îmi place să fiu concentrat, îmi place să trăiesc. Cred că aici mă asemăn mai mult cu el. Când merg în Serbia, în turnele de amatori, cei de acolo îmi zic Nadal, dar mea mult până când să am astfel de lovituri și mental. Ca și condiție fizică, probabil niciun participant la Arad nu stă mai bine decât Petru Cosmin de Helen. Sportiv de performanță în activitate, extrema divizionarei A la basket, Gazmetan Mediaș, profită de pauza competițională, dar știe în același timp cum să se mențină în formă. În ultima ediție de campionat, formația lui a urcat pe treapta a treia podiumului, însă pe terenul de tenis lucrurile sunt mai complicate. La basket, dacă cumva nu îți merge ție în ziua aia, te ajută cu echipierul sau cu echipierii. Aici nu te ajută nimeni. Dacă poți tu prin forțele proprii să demonstrezi bine, dacă nu ai pierdut, ieși. Învinsului de Helean, într-unul din meciurile de la nivelul 6, Alexandru Frateș i-a făcut totuși față din punct de vedere fizic, în ciuda diferenței de vârstă și a căldurii excesive. Fostul atlet de performanță, dar și militar de carieră, Frateș a participat la o misiune ONU în Eritrea și Etiopia. E așadar obișnuit cu temperaturile africane. Eu am fost militar și am făcut sport și în timpul cât am fost în activitate, dar de la vârsta de vreo 12 ani am făcut atletism de performanță, am fost aruncător de studiță și greutate și după aceea am continuat numai cu aruncarea greutății și a discului și am participat la o serie de concursuri, atât la nivelul acela de 12 ani, când erau organizate între școli, după aceea pe județe și așa mai departe, și la spartachetele militare. Deci îmi place sportul, dar tenisul îmi place în mod deosebit. Mi-aduc aminte în 1972 când s-a jucat Cupa Davis și Siriac și Năstase erau atunci în vogă. Mi-am cumpărat prima rachetă făcută la Reghin, o rachetă din lemn care o așa cum aș o țin ca amintire. Cu alergatul, deci asta vă spun, îmi place să fac mișcare pe timp de vară. Joc tenisul când am ocazia, pe timpul de iarnă alerg și pe stradă, alerg și pe stadion, oriunde am ocazia. Acum mă cam doresc patel cu un pic, dar mi-am cumpărat niște bețe din acelea și fac Nordic Walking, care mai protejează, adică bețele respective mai protejează un pic spatele. Pentru Dorel Sucoverski, Platinumul a fost la concurență cu nunta fiicei sale, dar nici gând să se retragă din turneu. Ba mai mult, chiar dacă a chefuit sâmbătă noaptea și nu a închis un ochi după aceea, a găsit resurse fizice să se prezinte duminică la finala nivelului 5. Dar avea 20 de ani n-ar fi mare minune, dar la 53... Discoteca For You. La nunta lui fiica mea. Acolo. Așa că știam că dacă dorm un pic sau mă întind, nu mai mă trezesc, așa că am stat și m-am făcut un duș. Am venit cu mașina aici. V-a spus fata dumneavoastră când... Nu știu. Știe că jucați tenis sau nu știe că sunteți acum aici? Nu știe că sunt aici. Pe nici el n-o știut. Până când au văzut că am apărut la acolo, la minte, în pantaloni scurți, în echipament și erau gata să plece atunci, abia au aflat că ies la turneu. La Arad, vremea s-a jucat puțin cu organizatorii, sau puțin mai mult. Prin furtuni și arșiță, corabia Platinum a supraviețuit până la urmă, ba chiar și-a respectat programul ad literam. În pericol de a fi anulat, meciul demonstrativ s-a disputat totuși datorită eforturilor organizatorilor, care au folosit bureți și zgură proaspătă pentru ca terenurile să fie practicabile. Protagoniștii ai bătăliei continentelor au fost din partea Europei Adrian Călinescu, actor în show-ul de la Cupa Whirlpool, și Călin Balotă, ambii jucători în circuit la nivelul 8.
adversari, doi profesioniști în toată regula, Blade Fong, reprezentantul Australiei, și bolivianul Boris Arias, reprezentant al Americii de Sud. Yeah, it was actually really fun. I've never done anything like this before, never done an exhibition match, and I quite enjoyed it. Yeah, no, thanks to you to invite us. I think we play a very good match, and yeah, thank you. Din cauza ploii, luni s-a intrat în a cincea zi de turneu pentru disputarea ultimei finale, cea de la nivelul 8. Abia apoi s-a tras cortina peste platinum, însă nu mai e mult și va fi din nou ridicată, cu un nou decor pentru un nou spectacol. Între 9 și 12 septembrie, Marea și Mamaia ne așteaptă.